Zborurile de la Suceava spre diverse destinații externe vor fi în creștere de la finalul lunii octombrie când va intra în vigoare noul orar al zborurilor pe perioada sezonului rece. În prima etapă, numărul de zboruri spre capitala regatului unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord va fi la fel de mare cu cel spre capitala României pentru că la final de noiembrie numărul curselor pe plan intern să îl depășească. O nouă capitală a fost inclusă pe lista destinațiilor externe de la Suceava, dar și o destinație turistică renumită. Asta datorită deciziei unei noi companii de zbor de a opera de la aeroportul Sucevean. Locul al doilea ca număr este cu frecvențe zilnice la sosiri Roma, în cazul capitalei Italiei, toate fiind operate pe aeroportul Fiumicino. De fapt, este prima dată după mulți ani când capitala Italiei devansează o altă metropolă italiană, Milano, care, de-a lungul vremii, se poziționa după Londra. Memmingen rămâne printre destinațiile ce vor funcționa pe tot intervalul 27 octombrie 2024-29 martie 2025, cu trei frecvențe săptămânal în zilele de luni, miercuri și vineri. Două noutăți ar fi totuși cursele spre Karlsruhe, Baden-Baden, respectiv cursele spre Tel Aviv.